Un polițist de la biroul rutier Rădăuțe a fost prins în flagrant în timp ce primea mită suma de 300 de euro lângă sensul giratoriu din apropierea sinagogii în municipiul Rădăuți. Agentul a primit banii de la un bărbat care avea dosar la regimul rutier și voia să scape de el. Omul îi dăduse polițistului bani, dar dosarul tot nu se închidea, astfel încât a decis să-l reclame pe omul legii la DNA. Polițistul Dorel Jitariu a fost reținut pentru 24 de ore. Cu alte cuvinte, agentul vroia să fie stăpânul cu legea în mână, dar și cu banii în buzunar. Informații suplimentare aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Aseară, în jurul orilor 1, în arestul IPJ Suceava, a fost încarcerat un agent de poliție în vârstă de 40 de ani, lucrător la compartimentul rutier de la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți, care a fost prins în flagrant de către polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea unui procuror din cadrul Tribunalului Suceava, în timp ce a pretins și primit o sumă de bani, respectiv 300 de euro, de la o persoană căreia îi întocmise un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. În baza probatorului administrat, agentul lui a fost probat activitatea infracțională și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat instanței competente cu propunerea de emitere a mandatului de arestare preventivă. Pe această cale, conducerea IPJ Suceava atrage atenția încă o dată tuturor lucrătorilor din cadrul IPJ Suceava despre faptul că nu tolerează astfel de fapte de corupție și de asemenea ține să asigure pe cetățenii suceveni cu privire la tot sprijinul în a denunța astfel de comportamente antisociale din partea unor lucrători de poliție.